Domnilor, dragi prieteni, am axat mesajele de campanie pe trei teme mari: educație, cultură, patrimoniu și economie. Astăzi vă propun o reflecție în jurul a 5 proiecte concrete menite să articuleze un spațiu comunitar focalizat pe resursele creatoare ale ieșenilor și pe câteva instrumente prin care cred eu că le-am putea pune mai bine în valoare și în același timp utiliza la scară regională. Pentru că Iașul va fi, în mod firesc, capitala de regiune după reorganizarea administrativ teritorială și își va păstra forța de atracție, sperăm să o și sporim, în raport cu țările vecine, chiar cu Republica Moldova, cu Ucraina și mai departe. Pachetul acesta de 5 proiecte se cheamă Încredere în cultura ieșeană ca resursă pentru vitalitatea comunității, a vieții de zi cu zi și în același timp ca resursă economică pentru Iași. Capitala culturală europeană, s-a tot vorbit, încep cu prezentarea primului proiect, s-a vorbit de asta, nu s-a făcut mare lucru. Clujul e și el în competiție, principalul competitor național. Cu toate astea, cred că, dat fiindcă ne situăm la orizontul 2021, cursa nu e pierdută, ar merita să mobilizăm toate procedurile care duc la selecția unui astfel de oraș, capitală culturală europeană, pentru a da comunității ieșene un obiectiv, dincolo de partide, culori politice, un obiectiv de viață comunitară care merită ambiția respectivă și angajamentul nostru. În legătură cu acest țel de a promova orașul ca posibil candidat eligibil în rândul capitalelor culturale europene, m-am gândit și la o formulă de ambasadoriat, ambasadorii Iașului. E vorba de un organism care să centralizeze, să unească și să mobilizeze diaspora culturală ieșană alături de personalitățile intelectuale ale locului. Sunt foarte mulți ieșeni și nu trebuie să-l cităm doar pe Cristian Munciu, sunt foarte mulți ieșeni în diaspora, ca să zic așa, fie în alte orașe din România, fie în Europa, fie mai departe, care și-au demonstrat abilitățile și au desfășurat cariere impresionante. Ei nu sunt prinși într-o bază de date, nici nu sunt invitați de oraș să țină legătura cu Iașul din care au plecat și nici să ajute cumva prin interacțiune dezvoltarea în continuare a Iașului. Cred că acest lucru se poate face, s-a practicat și în multe alte metropole sau orașe importante și ar merita să o facem și aici. În al treilea rând, cred că Iașul este un centru regional cultural, așa cum spuneam, pentru Europa de Est. Pentru asta trebuie să generăm încet, încet o cultură de evenimente periodice, bine fixate în memoria zonei. Sunt prea puține festivaluri la Iași. S-au făcut câteva încercări, uneori s-a reluat festivalul acesta de teatru pentru tineret, dar nu există nimic stabil și un oraș fără instituții, fără festivaluri care să atragă periodic elita unui domeniu, nu prea are ritm în viața culturală. Și asta e cu atât mai păcat cu cât infrastructura culturală ieșeană este bogată, e dezvoltată. Ne gândim să venim cu niște propuneri pentru a instituționaliza un festival internațional de film, un festival internațional de teatru, tocmai pentru că de jur împrejur nu cred să existe pe o rază de 500 de kilometri, cel puțin, orașe cu o posibilă ofertă culturală mai bună. De aceea Iașul trebuie pur și simplu să fie conștient de resursele de care dispune și să le pună în cadrul adecvat prin instituirea unor festivaluri. Asta înseamnă bani, nu doar de la primărie, bani atrași și de pe piața privată, de la sponsori, proiecte comune și în același timp o cooperare între generații de
fizionomia o asemenea festivalului să prindă contul și să, să cape de treptat o tradiție. Mă doare, plimbându-mă prin pe străzile colegiului, vezi faptul că patrimoniul eșar, mă refer acum la arhitectură, e neglijat. Peste tot în România e o problemă cu patrimoniul. Sunt speculatori imobiliari care, în complicitate cu diverse autorități locale, mai puțin sensibile la valoarea patrimoniului, au ras sau au lăsat să se degradeze până la demolare o serie întreagă de clădiri pe care, odată distruse, nu le mai pune nimeni în, nu le mai poate aduce nimeni în actualitate. Trebuie să făcut un inventar al patrimoniului eșar, ce a rămas. Trebuie ca ieșenii să își apere patrimoniul, cunoscându-l ceva mai bine și totodată punându-l în valoare prin o jalonare turistică cu trasee clare. Îmi vine în minte, pentru că am 37 ani în total la Paris, la studiu și apoi ca ambasador, combinația asta între Cartierul Latin și Montmartre. E o paralelă posibilă pe Copou, pentru că și zona unde trăiesc zeci de mii de studenți, într-o formă sau altă, învață, vin acolo, se plimbă. În același timp, e și zona unde avem casele istorice, Covărnicianu, Covor, etc., toate clădirile de pe la 1800 sau chiar mai vechi, care ar trebui foarte bine puse în valoare, prinse într-o narațiune care să fie și livrată turiștilor. Așa îi atragi. Dacă vii și le spui, dacă vii și ai ce poveste să le spui. Povestea Iașului, povestea acestui cartier, care e viu prin studenți și universități, prin instituțiile de cercetare și, în același timp, concentrează memoria orașului. Ne mai vorbim de întâietățile pe care Iașul le are, pur și simplu. Prima universitate, primul teatru național, primul teatru evreiesc și așa mai departe. Astea sunt atunci prea puțin folosite. Ar trebui pur și simplu să, să facem un program de valorizare a patrimoniului. Și asta se face și cu suport civic, dar și din mediul privat, și cu contribuția comunității intelectuale care poate să integreze tot acest patrimoniu și să-l pună mult mai bine sub reflectoare. În această logică mă gândeam că ar trebui să facem trasee turistice tematice, acompaniate de explicații istorice, nu neapărat double-decker ca la Londra sau cum am apărut și la București aceste autocare cu etajul de turiști, mă rog, primesc de obicei de la un ghid explicații de traseu cultural, dar putem găsi diverse alte forme. Uitați-vă la Praga, la Budapesta, la Viena, peste tot ai cum să te plimbi prin oraș. Fie că sunt aceste calești, știu eu, de secol XIX, foarte prizate de turiști, mari sau mici, fie că găsești o formă mai mică de microbuz sau așa mai departe, dar în caz trebuie să ai pe unde plimba un turist și ce să-i spui, despre ce, cu indicatoare, semnaletică stradală foarte clară, cu explicații în mai multe limbi. Lucrurile astea, din păcate, lipsesc. Dacă vrei să, dacă cineva vine prima dată în Iași și nu are prieteni pe aici să-l ia de mână, să-l plimbe, să-i arate un loc sau altul, e pierdut în spațiu. Puneți-vă în situația unui turist care ajunge la aeroportul nostru etern nemodernizat și vine două, trei zile în Iași. E foarte greu să descopere monumentele pentru că nu sunt, nu există suficient ghidaj stradal, nu există. Deși am văzut că multe plăci memoriale pe case amintesc că aici sau acolo a locuit o tare personalitate eșană și așa, însă ansamblul nu e vizibil. Nu poate fi descifrat ca un întreg. Și asta îi face pe cei care ar putea să îndrăgească Iașu să nu știe ce să prețuiască mai întâi la el. Cam asta e cadrul în care pun pachetul ăsta de 5 proiecte. Sigur că nu-l pot face singur,
E evident nevoie mai degrabă de priza comunității la aceste, la aceste proiecte și o conștientizare a faptului că diagnosticul e corect. Valențe turistice, economice. Uite, să vă mai dau un exemplu. Toate spațiile dezafectate, spații industriale dezafectate în Occident, de prin anii 80 încoace, sunt reabilitate, transformate în spații sociale. Nu există spații în care artiștii eșec, că sunt muzicieni, că sunt regizori de teatru, că sunt plasticieni, sculptori, ce vreți, scriitori, să poată socializa, să se poată exprima, deci să aibă și un spațiu unde creația lor este propusă publicului direct și în același timp vândută. De ce nu? Are o valoare de piață. Oamenii din asta trăiesc în formă, din creația lor. Mă întreb unde problema se mantează. Onorată asistență. Am reținut cu mare bucurie acest punct important din programul dumneavoastră, anume monumentele, e vorba de monumentele culturale ale Iașului. Nu se prea discută la noi, într-adevăr, despre povestea asta, chiar este dată la o parte, am impresia, dar pentru că a spus-o atât de clar, de hotărât, încerc să fiu bucuros. Sper să se întâmple ceva, cum dumneavoastră ați și spus, să sperăm că se întâmple ceva. Pentru asta vă susțin cu toată puterea. Pe lângă asta, aș vrea să mărturisesc aici, o fac cu regret. Anume, este vorba de îndurerarea mea zilnică, de câte ori trec pe străzile Iașului, nu sunt patetic, există în acest oraș de câteva decenii bune, nu sunt deci patetic. Cunosc treburile foarte bine, pe mare sunt monumente mari care se dărâmă. De asta trec dispeția, cred că la asta v-ați gândit și dumneavoastră. Este vorba de Casa Muzicescu. E aici lângă noi, la Petruși. Se dărâmă. Și asta de mai bine de 10 ani.